Emilianus din Rădăuți. Cred că vorbesc fără microfon. Îndoliată familie și întristată asistență, dați-mi voie să rostesc doar câteva cuvinte. A fost Dumitru Covalciuc, adică românul Dumitru Covalciuc, adică românul autentic, românul total, românul absolut, adică ostașul, adică luptătorul neînfricat pentru românism. Aceste cuvinte parcă îmi sună și astăzi în urechi, rostite de defunctul Dumitru Covalciuc, și cred că aceste cuvinte le voi auzi mereu, de altfel cred că și dumneavoastră le veți auzi mereu, pentru că el, Dumitru Covalciuc, a fost un simbol pentru noi. Și simbolurile sunt nemuritoare. Așa că el, Dumitru Covalciuc, în memoria noastră, în memoria literaturii care a creat-o, este nemuritor. Și pentru că este așa cum am spus și cum este și adevărat, voi încheia cu un mic moment omagial dedicat lui Dumitru Covalciuc, moment omagial care se intitulează Iarna lui 2017 la Oprișeni. Spune-mi, iarnă, tristă iarnă, tu ce n-ai adus stroieni, de ce ai vrut astăzi să cearnă, fulgi de dol în Oprișeni? Iarnă, n-ai adus nămeți peste braz bucovineni, dar de ce ai nins tristeți de Crăciun la Oprișeni? Iarnă, spune-mi doar atât, dar să-mi spui adevărat, cât îți este de urât fără cel care a plecat? Fiindcă noi, contemporani ai viteazului strateg, ne simțim astăzi orfani, mai săraci cu un neam întreg, încât altă rugă nu e decât, Doamne, dă să apuc să văd cum într-o statuie veșnicește Covalciuc. Amin. Și Dumnezeu să te ierte, Dumitru Covalciuc.